Clasa pregătitoare nu înseamnă doar o provocare pentru cei mici, ci și un profit substanțial pentru buzunarele tâmplarilor. Mobilierul comandat direct de la producător a fost la mare căutare în această perioadă, când toate școlile s-au pregătit pentru noul an școlar. În ultima lună s-au dublat comenzile pentru bănci, scaune și dulapuri speciale pentru sălile de clasă. Asta spre bucuria meșterilor, care pentru mobilierul necesar unei clase de 20 de elevi au băgat în buzunare peste 1000 de lei. Comandată direct de la producător, mobila este mai ieftină cu 40% decât cea din magazin. Însă și tâmplarii trebuie să respecte regulile stricte impuse pentru mobilierul de clasă pregătitoare. Scaunul pentru elevi trebuie să aibă spătarul curbat, iar pupitrul să aibă o închinație de 15 grade. Astfel, între ochii copilului și și pupitru rămâne o distanță de 30-40 de centimetri. Aceste standarde previn apariția scoliozei, o boală din ce în ce mai întâlnită în rândul copiilor cu vârsta până în 10 ani. Țara noastră ocupă primul loc în Europa în privința numărului de forme grave și foarte grave de scolioză.